Aceeași rugăminte, vă rog, 12 minute, da, dacă se poate. Clar, mă încadrez, am 4 slide-uri, am fost eficient. Bună dimineața! O să reiau niște teme pe care le-am auzit toată dimineața și e bine pentru că eu o să intru puțin mai în adâncime pe una dintre temele despre care a vorbit și primul ministru și antevorbitorii mei. Vorbesc practic astăzi atât din experiența mea de consultanță fiscală de 20 ceva de ani, dar și din experiența mea de antreprenor și de om implicat foarte mult în comunitatea de business a Romanian Business Leaders, acolo unde sunt foarte mulți oameni de business din România și pe care i-am întrebat foarte, foarte mult în ultima vreme care sunt așteptările lor. Și am încercat astăzi să pun 10 priorități pe care acești oameni de business din România le văd în momentul de față. Aceste priorități rămân constante, cum zice și Gabi, în ultimii 15 ani, dar se schimbă ordinea priorităților. Și astăzi am ales să vă prezint această listă. Multe din aceste priorități sunt similare cu ce s-a prezentat mai devreme din perspectiva Camerei de Comerț americane, care la rândul ei a sondat opinia membrilor și l-ați auzit pe Alex Milchev mai devreme vorbind despre asta. Unele din subiecte însă sunt pentru noi, pentru oamenii de business din România, prioritare și am ales-o pe prima, tocmai ca să arăt că oamenii de business din România nu așteaptă reduceri de taxe. Nu au nicio problemă cu taxarea actuală. Ce vrem, efectiv, este să fim lăsați să ne ocupăm de business, să putem să ne concentrăm eforturile noastre, pentru că suntem aici pentru că am făcut ceva bine, am supraviețuit în economia din 90 încoace, pentru că am avut competențe, pentru că sunt foarte mulți membri în Rebele care n-au avut afaceri cu statul, nu au afaceri cu statul, sunt business-uri reale care au fost fondate de la zero, au supraviețuit cu valoarea fondatorilor și a echipelor din jurul acestor fondatori și ele, mai mult decât alte tipuri de business-uri, pentru că, într-adevăr, comunitatea de business e foarte mare, își doresc aceste priorități. 1. Digitalizarea, reforma NAF. Pentru noi e prioritară. Nu se mai poate fără asta. E o chestie de igienă. Da? E ca băile din fundul școlii. Da? Băile din fundul școlilor noastre ar trebui să fie principalul subiect de rezolvare în anii următori. La fel e cu digitalizarea NAF. Firește, ne dorim menținerea cotei unice, pentru că, într-adevăr, așa cum a spus și Alex Milchev mai devreme, a fost o impozitare care a favorizat munca pe merit, a favorizat rămânerea în țară a multor oameni de valoare și a unor manageri buni, care au rămas și pentru asta, pentru că realitatea e că au rămas pentru că standardul de viață pe care și-l permitau aici și datorită acestei cote unice era mai bun decât standardul de viață în alte țări. Plafonarea contribuțiilor sociale. De ce? Ne doare. Da? Doare pentru că costul muncii este foarte mare și în contextul în care salariile în sectorul bugetar depășesc cu mult salariile în mediul privat pur și simplu nu mai poate să țină pasul, nu mai poate să tot mărească salariile pentru simplu motiv că e o nelimitare totală a contribuțiilor sociale suportate de acești angajatori și de aceste companii. Și atunci firește că, așa cum zice Gabi, se duc spre PFA-uri, micro-întreprindere, aceste supape. Am auzit oameni politici în ultimii ani care erau în favoarea acestor supape. Să mai lăsăm niște supape, adică unii să nu plătească pe tot felul de venituri pe lângă, ca să le spun foarte clar. Cu aceste supape nu ajungem nicăieri, pentru că cei care n-au supape trebuie să suporte costul pentru cei care au supape. Despre asta e vorba. Și trebuie tăiate aceste supape. Suntem de acord cu ce spunea și Gabi, să eliminăm acele mecanisme prin care unii reușesc să își reducă costul, pentru că până la urmă e și concurență neloială, despre asta vorbim. E drept, e o luptă de supraviețuire în business. Da? Cine ține cei mai buni oameni, cine îi plătește cel mai bine, dar e și o problemă de concurență neloială, pentru că cei care sunt cinstiți și plătesc totul pe carte de muncă și costă, da, 1800 cost total ca să ai un salariu net de 1000, nu pot să intre în concurență directă cu cei care plătesc pe micro-întreprinderi și pe PFA-uri. Nu e corect. Predictibilitate, nu mai insist. Mecanism funcțional de îndrumare a contribuabililor la ANAF, care în prezent există ceva de formă,
dar nu e funcțional cu adevărat. Vrem să fim capabili să discutăm cu ANAF-ul și cu inspectorii fiscali de la egal la egal. Ideal ar fi să ne ajungem în instanță și să consumăm timp și resurse cu toții, inclusiv ale statului, în procese interminabile, ci să găsim un sistem mai simplificat de arbitraj înainte să ajungem în tribunal. Cum a spus și premierul, sigur, mediul de business foarte concret nu mai vrea ca statul să se financeze din banii lui, că e din rambursări de TVA, că sunt concedii medicale și așa mai departe. Și reforma ANAF-ului presupune, pe lângă digitalizare, despre care mai am două slide-uri, presupune și o reformă reală. De pildă, pe partea de inspecții fiscale. Sunt în prezent inspecții fiscale făcute cu delegare de autoritate. Cineva, o echipă din Buzău, vine cu hotel, cu cazare, se cazează aici 3 zile și stau și verifică 2 facturi la o firmă din București. Ce sens are asta? Cât ne costă pe toți? Și la sfârșit pleacă și dau că, nu știu, au recuperat 1000 de lei. Se face totuși o analiză de cost, risc, beneficiu, o prioritizare a acestor controle pe obiective concrete. Și trec la punctul 8, control fiscal bazat pe calcul de risc. De pildă, s-au pus casele de marcat, da, electronice, de care vorbea și premierul. Unde s-au făcut controlele? Unde credeți că s-au făcut cele mai multe controle? În marile spații de retail. Păi acolo erau evazioniștii care n-aveau case de marcat? Pentru aia ne luptam toți? Nu. Ne luptam pentru zona de orașe mici, zona rurală. Acolo trebuia făcut întâi o campanie ca să nu mai vândă lumea numai pe caiet și acolo este marea evaziune, nu în marile mall-uri. Mai sunt doleanțe legate de costurile, legate de costurile privind documentarea prețurilor de transfer și concentrarea inspecției fiscale, cum am spus, pe arii de risc, de pildă munca la negru. Munca la negru atrage nu doar neplata impozitului pe salarii și a contribuțiilor sociale. Acolo unde e muncă la negru, nu e nici impozit pe profit, nu e nici TVA, nu e nimic fiscalizat. De ce nu acolo? De ce ne ducem și ne pierdem vremea să confirmăm rambursările de TVA, care după marea majoritate a controalelor înțelegem că rezultă în cam 96% controale care nu determină sume suplimentare. Da? Și atunci, de ce ne concentrăm eforturile în zona aia, nu găsim o formulă de a face lucrul ăsta mai eficient și la distanță și să ne concentrăm pe alte lucruri? Și atunci, primul lucru și primul lucru pe care l-au identificat membrii Romanian Business Leaders a fost asta. Avem nevoie de reforma ANAF, am zis, e o chestie de igienă. De ce? Bazele de date sunt vreo 300 disparate în momentul de față. Capacitatea serverelor ANAF este supra-saturată. Probabil toți ați încercat să vă depuneți și sau dacă n-ați făcut-o, îmi pare rău că n-ați avut ocazia să vă frustrați singuri, să folosiți spațiu privat virtual pentru depunerea declarației unice. Nu putea fi folosit decât la ore imposibile, în miezul nopții, când funcționa. Rest era complet blocat. Proiectul de modernizare a ANAF, de care a vorbit și premierul, a fost anulat în noiembrie 2018, după ce s-au cheltuit niște milioane de euro pe consultanță. E ok că s-au cheltuit, important era să fie dus până la capăt. Avem cel mai mare VAT gap din Europa, decalaj de TVA, adică din potențialul pe care l-am putea colecta ca țară, noi colectăm cel mai puțin. Acolo e economia neagră, acolo e zona mai mult decât gri. În continuare, nu vedem măsuri concrete ca să se diminueze acest decalaj de TVA. Pentru că toate măsurile care au fost luate cu standardul luptei contra decalajului de TVA n-au adus, din păcate, efecte. Și a fost aici fie registrul operatorilor intracomunitari, fie blocarea, dacă vă amintiți, faimoasa 088, blocarea înregistrării de TVA, care a adus o grămadă de frustrare în mediul de business. Și, din păcate, n-au avut niciun efect, pentru că v-am dat câteva cifre aici, puțin statistică, nu că n-ar fi fost destulă statistică astăzi, dar totuși, cum s-a spus mai devreme, România stă cel mai prost. Sub noi este Irlanda, dar nu pentru că colectează mai prost, ci pentru că are alte proporții. România colectează 27,1% din PIB, da? Ca și impozitare.
și asigurări sociale față de o medie europeană de 40,3%. Premierul vorbea de o cifră chiar mai mică, pentru că astea sunt cifre din 2018. În 2017, când e ultimul an pentru care avem statistici oficiale privind decalajul de TVA, din nou am avut cel mai mare decalaj de TVA din UE, 35,5%, alături de Grecia. Toți ați fost în Grecia în vacanță. Știți că nu vă dă nimeni bon fiscal pe nicăieri. Cam de aia. O să vă rog... Au început să dea. Iată că și grecii au ajuns la fundul sacului, dar au intrat într-o criză majoră ca să se convingă că trebuie să emită bonuri fiscale, că nu se mai poate. Bulgaria. Vă întrebați ce e cu Bulgaria? Că tot timpul, vorba colegii mei, ne comparăm cu Bulgaria. 11,8%. De ce? Pentru că au făcut reforma ANAF la ei, cu Banca Mondială, acum ani buni de zile, și pentru că, și n-au impozitare mai mare decât noi, au impozitare mai mică ca noi, pe profit, dacă nu mă înșel, e 10% de pildă. Și totuși ei, bine, e și o țară mai mică, e drept, dar totuși. Deci ce facem? Concluzia noastră este ce facem. Firește că e greu să, și ăsta e ultimul slide, e greu să digitalizezi toate instituțiile, e greu să faci o astfel de reformă, dar trebuie făcută. Da? Rezistența la schimbare, evident, este acolo, însă trebuie o hotărâre clară în zona de politic, pe care până acum n-am văzut-o. Am citit un pic din, și vă recomand să citiți interviul cu Florin Talpeș din revista foarte bună Cronicile, pe care ați primit-o acum, și să vedeți ce spune Florin Talpeș. În cât timp se poate face digitalizarea? El spune 2 ani. Hai să zicem că e optimist, dar și dacă o facem în 3, trebuie să ne apucăm de ea. Se poate face. De ce nu e făcută? Vă sugerez să citiți interviul. E clar că va duce la transparență. Poate că asta nu e dorită. Clar îi va face pe toți să plătească, pentru că se va vedea clar cine plătește și cine nu plătește. Se vor vedea clar statistici în timp real despre unde se colectează, unde nu se colectează. Există soluții tehnice? Există. Există inclusiv software-uri gata făcute, da? Există acest principiu de software COTS, da? În piață. Sigur, există varianta de a petici sistemul actual, dar va fi o minge de fotbal peticită pe toate părțile. E șansa să crape în orice moment. Și atunci, care e decizia politică? Nu vă pot răspunde, dar sper și înțeleg că nu se poate face ceva într-un an. Premierul a fost destul de clar. Dar sperăm că anul viitor, după alegeri, vom avea o decizie pe subiectul ăsta, pentru că e prioritară. Vă mulțumesc!